eveniment atletic foarte important pentru această categorie de vârstă. 1,91 m. Pospisil sare fără niciun fel de probleme. Pospisil merge mai departe. Eurosport, iată, în acest sfârșit de săptămână, începând de astăzi până duminică, în legătură directă cu Ungaria, cu Gyor, la campionatele europene rezervate sportivilor sub 18 ani. Vașec, ce săritură a avut! Polonezul la 1,91 a simțit că se apropie prea mult de saltea. Cred că i-a fost teamă să nu atingă în acel unghi de abordare a ștachetei. Gheorghe Toiroc sare și el acum la 1,91. Prima încercare. Gheorghe Toiroc are 16 ani, 1,86 m. Nu i-au ieșit pașii. O primă ratare la 1,91 pentru acest moment în care nu a putut să se concentreze, să-și calculeze foarte bine pașii pentru a ataca ștacheta la 1,91 m. Să vedem ce face Madruga. Spaniolul la 1,91 m. În acest moment este în clasamentul intermediar pe poziția a treia. Performanțele de calificare, 2,10 m, sau vom asista la o listă în care îi vom regăsi pe cei care au avut cele mai bune performanțe, primii 12, și atunci vom avea lista pentru marea finală. Nu știu dacă vom ajunge la 2,10 m, s-ar putea, pentru că văd că acești tineri sportivi au atacat cu încredere ștacheta. Dacă nu, o să vedem cele mai bune prime 12 performanțe. Kiriakos Pampaka din Cipru și el față în față cu ștacheta ridicată la 1,91 m. Pampaka, lejer, sigur. Și își continuă drumul. În cealaltă grupă, grupa B, evoluează sportivi din Marea Britanie, Ungaria, Serbia, Finlanda, Lituania, Cehia, Turcia, Austria, Ucraina, Franța și Spania. Stan Nichuis din Olanda s-a dus direct la 1,96 m. Atletul olandez în vârstă de 17 ani are 1,86 m și sare foarte bine. Vă spuneam că acum 2 ani de zile s-a inaugurat acest nou format rezervat sportivilor sub 18 ani, la care România a fost prezentă, evident.
cu un palmares foarte bun de 6 medalii în 2016, 2 medalii de aur, una de argint și 3 de bronz. A fost în clasamentul pe medalii pe locul 6. Atunci reușeau performanțe foarte bune, au fost medaliați Adrian Garcia la 3000 de metri, Răzvan Cristian Grecu la acea ediție a luat și el bronzul, Mihai Cristian Pâslaru argint la 400, Bogdan Ioan Citoianu un bronz, iar aurul l-au adus Georgiana Iuliana Aniței și Andreea Micloș. Ce ediție frumoasă! Să sperăm că și aici, la Gyor, România va reuși să adune medalii frumoase, colorate, din cele mai prețioase metale, în care să revină în țară. Valentin Alexandru Androne la 1.91. Bine! Valentin Alexandru Androne, 1.91, și își continuă aventura calificării în finala de la înălțime. Ce frumos a sărit! Italianul Francesco Pavoni are 16 ani. Prima ratare pentru italian la această înălțime. Nu s-a putut concentra, nu cred că l-a deranjat foarte mult muzica. Festivitate de premiere la 5.000 de metri marș, concursul feminin. Competiția s-a desfășurat astăzi. Rezultat foarte bun pentru reprezentanta statului Belarus, dar începem cu bronzul care merge către Simona Bertini din Italia. Personal best pentru Bertini. Acesta este președintele Svein Arne Hansen, președintele Federației Europene de Atletism, care va oferi, iată, medaliile de astăzi. Concursul care a fost foarte interesant. Simona Bertini, 24 de minute, da, 18 secunde, personal best.